mulțumesc, Costi, cum am știți pe Instagram, făcut de râu. În caz că nu mă știți, o să vă las aici un screenshot cu pagina și un link în descriere. Iar astăzi, după de mai lungă de timp, am venit cu un nou vlog. În acest vlog o să vreau să vă prezint mașina mea. În urmă cu aproximativ o lună s-a întâmplat acest lucru. Până acum o lună nu aveam o mașină a mea, conduceam mașina părinților, dar iată că timpul a făcut în așa fel încât să pot să am și o mașină proprie și să mă bucur de acest lucru. Faptul că dețin acum o mașină mi se pare destul de frumos, pentru că am apucat să văd ce înseamnă să ai o mașină și ce înseamnă să practic să folosești banii tăi pentru a face ceva la o anumită mașină. Ok, acum ne fim la o mașină pe care eu încă de când eram mic mi-o doream. Nu credeam că o să o am, dar iată că în prezent am reușit să o dețin. Acest lucru mă face să mă bucur, pentru că am reușit să văd cum este să ai o mașină și practic de acum începe, aș putea spune, greu sau satisfacția în a pune această mașină pe picioare și să pe picioare, în sensul că să arate mai bine, să eventual să creștem și performanța puțin. Adică am ceva planuri cu această mașină, nu va rămâne cum o vezi de acum, pentru că la ce ține de estetică, nu este perfectă, țin să vă spun de acum, pentru că nu am urmărit acest lucru. Am urmărit ca să am o bază bună pe care să mă pot crește ușor, ușor. Bun, să lăsăm puțin vorba și să vadă despre ce este vorba. Mașină foarte scumpă, dar este o mașină pe care o pot întreține. Pentru că de asta am și vrut să achiziționez o mașină pe care să o pot întreține. Până în urmă cu vreo 2-3 luni, părerea mea despre mașina era alta. Că am nevoie de o mașină care să mă ducă doar din punctul A în punctul B, dar cu toate astea îmi plac și mașinile modificate și îmi plăceau, dar acum îmi plac și mai mult, pentru că am văzut cum este să ai o mașină care a fost făcută din fabrică, să aibă acei cai, dar această mașină va rămâne stoc, pentru că, cum v-am spus, am planul cu ea. Bun. Mașina la bază este un Golf 5 GTI. Are undeva 200 de cai stoc, dar mașina în momentul de față are un stage 1. Nu știu să vă spun aproximativ câți cai are, dar o va urma un dyno ca să vedem exact unde se situează. Pentru început, vreau să vorbesc puțin despre exterior, pentru că, cum v-am spus la început, nu este perfect. Mașina a fost puțin atinsă în partea din față, da? A fost puțin atinsă. Urme de rugine datorită vârstei, pentru că este o mașină care are un an de fabricație din 2006. După cum vedeți, lipsește capacul de la ștergătorul de faruri, dar îl am în mașină. Urmează să-l vopsesc și să-l punem și pe acesta la loc. Cum v-am spus, momentan nu m-a interesat aspectul exterior al mașinii. Ce țin să menționez e faptul că jantele sunt pe 17 momentan, dar vor urma niște jante care vor fi ceva mai speciale. Apropo, toate jantele sunt atinse. Nu le-am atins eu, așa am achiziționat mașina. Cauciucurile la fel. Cu aceste cauciucuri a venit mașina, nu a venit și cu cauciucuri de vară, dar vor urma și alte cauciucuri care să fie corespunzătoare. Bun, cum v-am spus, mașina are puncte de rugină, adică, na, datorită vârstei. Câteva zgârieturi, la fel. Și aici a fost un pic atins în partea din spate, și aici are puțin rugină. Mașina are mici puncte de rugină, pentru că, na, cum v-am spus, datorită vârstei. Ce este special la această mașină, am uitat să vă spun de la început, este faptul că mașina este manuală. Și cum am spus, nu este o mașină clasic DSG, este o mașină care are o cutie manuală în șase la poarte, ceea ce o face să fie puțin mai specială, datorită faptului că atunci când vrei să conduci puțin mai agresiv sau sportiv, aș putea spune, senzația este cu totul și cu totul diferită, pentru că am condus și alte Golfuri 5 GTI care au DSG, iar felul în care schimbă, nu zic că este prost, dar faptul că tu ai o mașină automată și știi că schimbă cutia, te limitează într-o oarecare măsură, aș putea spune. Dacă greșesc, îmi puteți spune în comentarii, na, fiecare cu părerea lui. Mie îmi place foarte mult să am o cutie manuală, pentru că feeling-ul mașinii este cu totul și cu totul altul. Bun, ca și modificări pe partea de exterior, nu am făcut absolut nimic, dar mașina a venit cu farurile puțin bătuite. Am în două, dar cel mai agravat a fost cel din stânga, pentru că mașina a stat cam 2-3 luni pe dreapta și farul tinsă, cred că partea asta a fost cam mult să ducă în soare, pentru că farul a fost foarte mutuit.
dar am rezolvat destul de repede problema cu prietenul meu de la Crystal Car Wash, o să vă las și pagina lui în descriere. M-a ajutat să rezolv problema foarte mătuite, care a fost o chestie foarte rapidă, adică cum am luat mașina am și rezolvat problema, pentru că pentru mine farurile sunt foarte importante. Practic tu când vrei să mergi noaptea, ele te bazezi. Bun. Și pe partea aceasta, bineînțeles că are câteva puncte de rugină. Cam ăsta este cel mai afectat element al mașinii, când vine vorba de rugină. Pe partea aceasta, la fel, câteva urme de zgârieturi fine. Iar ce aș putea spune că am modificat acum, de când am luat mașina, pentru că aveam nevoie de acest lucru, este navigația. Pentru că mașina a venit cu o navigație stock, o navigație care nu îți permite să faci foarte multe chestii. Am pus o navigație care se numește RCD 330G+, o navigație care schimbă interiorul foarte mult, pentru că practic se îmbină cu interiorul și cu elementele de la interior. Da? Este o navigație care ajută foarte mult, are inclusiv Apple CarPlay, care pe mine mă ajută enorm de mult, pentru că merg destul de mult cu mașina și am nevoie să nu țin telefonul în mână, asta vă sfătuiesc și pe voi. Deci din punctul de vedere, cea mai bună investiție în momentul actual. Cum am luat mașina, am trebuit să fac această schimbare pentru că nu puteam să rezist, să merg doar cu radioul. Bun, mașina a venit cu ceva modificări la interior, cum ar fi elementele de care sunt făcute hidrotransfer, acest plastic care știți că se scurgește după ceva timp. Ok. La fel, gurile sunt făcute cu hidrotransfer, elementele de pe volan, coloana centrală unde este încastrată și navigația. La nucă sunt ceva probleme, deoarece na, datorită vârstei o să apară și mici modificări și la nucă. Aș vrea să o pun pe cea de pe Golf 7, să vedem. Dacă nu, o păstrez pe aceasta și dacă se poate, aș vrea să o retapizez sau ceva de genul ăsta, nu știu exact la bine. Ca și modificări la interior, mai este plafonul care este făcut negru. La interior nu pot să vă spun foarte multe, deoarece au fost făcute câteva mici chestii de atenție, aș putea spune. Ce este important, în momentul de față, au început modificările, aș putea spune, pentru că a fost o listă destul de lungă, pentru că am văzut și când această mașină pot baza, pentru că cel mai important este atunci când achiziționezi o mașină să-i faci schimburile, adică revizia, pe lângă asta să-i schimbi o distribuție. Astea sunt chestii minore, dar eu am optat să fac și alte schimbări, cum ar fi să schimb brațe și alte lucruri de acest gen, ca să știu sigur că nu voi avea probleme în caz că voi vrea să merg puțin mai sportiv cu mașina. Și ca și pe partea modificări, cum am spus, vor urma și alte set de jante. Exteriorul o să cape o altă tentă, pentru că am și aici ceva planuri. Dar dacă vă place ceea ce am făcut până acum și ceea ce o să vedeți cu mașina, o să continui să postez în continuare cu ea și modificările pe care le voi aduce la această mașină. Pentru moment, haideți să venim puțin în spatele mașinii ca să vedeți ce se află și aici. Mașina a venit cu o bară stock de GTI și așa va rămâne în momentul de față. Am ceva planuri, cum am spus de la început, pentru exterior, dar acestea le veți vedea pe parcurs, pentru că nu vreau să vă dau de acum indicii cum va arăta mașina, dar mașina va fi transformată, aș putea spune, sper eu, cât mai repede. Da, vor urma probabil și alte stopuri, ceva tot din acest film, aș putea spune. Și cam asta a fost spus despre mașină, pe moment este simplu Golf 5 GTI, care nu are nicio modificare, dar vor urma pe parcurs câteva modificări care vor îmbunătăți performanța mașinii și aspectul de asemenea. Pe Instagram mă găsiți fotodr, iar pe pagina mea personală costi.toader. Acolo o să vedeți din ce în ce mai multe poze și cu această mașină. Aș vrea pe viitor să fac și o pagină pentru această mașină în care să postez videoclipuri cu mașina, modificările pe care le voi duce la această mașină și așa mai departe. Iar ce țineți pe acest vlog, aceasta se încheie aici. Salut!